mașină de poliție fără girofar pornit, staționează pe banda a doua, în loc unde e interzisă staționarea și pe prima, vis-a-vis de Spitalul Militar Central Davila. De ce fac ei asta? Și de ce nu intervin să-i pedepsească și pe alții? Ia uite, cel cu taxiul sau cu mașina galbenă, cum a oprit de-a luat trotuarul și l-a blocat. Ce exemplu dau ei? Ai ieșit aparat foto în misiune. Taxi, cum am crezut. Mașină de taxi. Vrea să mă ajute ea cu ceva. Ajută-te pe tine. Că nu știi regulile și nu le respecti. Ia uite aici semnul de circulație, care interzice staționarea. Poți să staționezi dacă ești în misiune cu girofarul pornit, ca să avertizezi pe alți participanți în trafic că ești autospecială, să nu pui în pericol viața, sănătatea altora. Da, două secunde, da. Da, da, vin imediat, că am plecat. Care este mașina dumneavoastră? Ok, ok. Cum poți să-i amendezi pe alții dacă tu ești primul care încalci? Șoferița e prima responsabilă. Că a oprit aici, că n-a pornit girofar. Și stau cu centura la spate. Și ea și pasagerul din față. A pornit de emoție ștergătorul de parbriz. Samovarul. Centurile, că nu te ajută vesta antiglonț. Îți trebuie centură. Uite cum întoarce. Cum vrea el, cum vrea ea. La mijloc de drum. Era greu să duc până în intersecție, a blocat circulația la toți. Centurile. Na. Se cred deasupra legii, se cred nemuritori. Dacă nu îi obligă nimeni, legea pentru ei e hârtie murdară, nici nu o citesc, nici nu o înțeleg, nici nu o respectă. Și cum vrei de la alt șofer să fie mai brej ca tine? Cum se cere asta de la șofer de taxi? Degeaba.